Bună! Sunt evanghelistul Negrean Cătălin Remus și mă adresez pe această cale dumneavoastră. Pacea, harul și dragostea lui Iisus Hristos să fie cu voi. Sunt fratele Negrean Cătălin și din nou pe această cale a internetului doresc să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care l-am primit de la Dumnezeu. Astăzi, marți, 11 septembrie 2013, și acest mesaj l-am intitulat Rugăciunea Bisericii. Să deschidem scripturile la Cartea Apocalipsa, capitolul 22, și să citim versetele 17 și 20. Apocalipsa, capitolul 22, versetele 17 și 20. Versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Apocalipsa, capitolul 22, versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino, Doamne Iisuse. Am citit aceste două versete din cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17 și versetul 20, și în urma acestui verset, poate bănuiți ce vreau să spun prin titlul acestei predici, adică rugăciunea bisericii. Iar datorită acestui lucru, deducând din aceste două versete că această rugăciune este vino, Doamne Iisuse, vă întrebați, păi bine, și este gata predica? Am aflat că rugăciunea bisericii este vino, Doamne Iisuse. Asta este toată predica? Vreau să vă spun că v-ați dat seama bine, aceasta este rugăciunea bisericii, adică vino Doamne Iisuse, dar este doar începutul predicii, pentru că urmează cu ajutorul Duhului Sfânt să dau slavă lui Iisus Hristos, explicând cu ajutorul Duhului Sfânt ce înseamnă această rugăciune și ce implică ea. Să deschidem Biblie la cartea Ieremia, capitolul 31, și să citim versetul 22 de acolo. Ieremia, capitolul 31, versetul 22. Până când vei fi pribeagă, fii cărătăcită, căci Domnul face un lucru nou pe pământ. Femeia va păți pe bărbat. Am văzut din Apocalipsa, capitolul 22, versetele 17 și 20, că Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne Iisuse. Acesta este lucrul nou pe care îl va face Domnul pe pământ. Și acest lucru nou care Domnul l-a spus prin gura prorocului Ieremia este că femeia, adică mireasa, îl pețește pe bărbat, nirele. S-au spus în alt fel, biserica îl va peți pe Iisus Hristos prin rugăciunea din Apocalipsa, capitolul 22, vino Doamne Iisuse. În Ieremia, capitolul 31, cu versetul 22, oare Dumnezeu are în vedere pe toate femeile și toți bărbații? Sau putem distinge clar că aici este vorba despre Israel? Dar poate fi aplicat acest verset și bisericii, pentru că și biserica este pribeagă și călătoare pe pământ. Acest verset 22 din Ieremia, capitolul 31, se aplică bisericii și lui Iisus Hristos. Prin urmare, rugăciunea din Apocalipsa, capitolul 22, versetele 17 și 20, vino Doamne Iisuse, este pețirea femeii a bisericii pentru ca bărbatul ei, Domnul Iisus Hristos, să vină cât mai repede să ne repească la cer. Am arătat că această rugăciune a bisericii înseamnă pețirea de către biserică în a-și chema mirele ei pe Domnul Iisus Hristos să vină să ne răpească la cer. Acum am să arăt ce implică pețirea lui Iisus Hristos prin rugăciunea bisericii, vino Doamne Iisuse. Deschideți Bibliile la Psalmul 42 și să citim de acolo versetele 1 și 2. Psalmul 42, versetul 1. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Versetul 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu,
când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Vino, Doamne Iisuse! Rugăciunea Bisericii de a-L plăti pe Domnul Iisus Hristos implică 1. Dorință. Cum dorește un cerb izvoarele de apă? Doamne, așa de mult sufletul meu te dorește pe Tine, Doamne Iisuse Hristoase, să vii, te rog. Vino, Doamne Iisuse, să ne repești la cer. 2. Mai implică și însetare. Sufletul meu, și în paranteză, și pun eu aici și trupul meu și duhul meu, însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce prin Duhul Sfânt și prin Har la răpirea Bisericii la cer și mă voi arăta înaintea lui Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Amin. Acum vreau să te întreb, frate și soră, ești un ascultare de Duhul Sfânt să te rogi împreună cu El? Tu care ești parte din mireasa lui Iisus Hristos, îl pețești tu sau îl pețești tu plin sau plină de dorință arzândă și de însetare mare rugându-te? Rugându-te această rugăciune, vino, Doamne Iisuse, cât mai repede să merg prin Duhul Sfânt și prin Harul Tău la răpire, să mă arăt înaintea Ta, Doamne Iisuse Hristoase, ca să te întâmpin în văzduh. Te rogi tu, frate drag și dragă soră, această rugăciune, însetezi tu și ești plin de dorință arzândă ca Domnul Iisus Hristos să vină să ne ia la cer. Ești în ascultare de Duhul Sfânt ca să-L pețești pe mirele nostru drag și scump, Iisus Hristos, să vină mai, cât mai repede după noi? Însetezi ca să te arăți înaintea Lui pe norii cerului când ieși în întâmpinare la răpire? Fie ca Duhul Sfânt să aprindă această dorință și sete după Iisus Hristos. Slavă Lui! Ca Domnul Iisus Hristos pecit, fiind de biserică, să se arate la răpire cât mai curând. Amin. Slavă lui Iisus Hristos! Maranata, Domnul nostru vine! Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Amin.